Mădălina Manole, pe numele ei Realanca Magdalena Mircea, a fost o cântăreață, compozitoare și instrumentistă română. Mădălina a fost căsătorită cu compozitorul Șerban Georgescu, cu 15 ani mai în vârstă decât ea. După divorț, Madalina Manole a declarat că erau momente din zi în care l-adoram și alte momente în care l-aș fi împușcat. La începutul lunii octombrie 2009, fata cu părul de foc s-a căsătorit cu iubitul ei Petru Mircea și l-a botezat pe fiul ei Petru Junior. Din păcate, Mădălina Manole suferea de depresie după nașterea băiatului ei. Astfel, ea a decedat în 14 iulie 2010, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Moartea ei a fost dezvăluită în mister, iar cauza reală a morții nu s-a cunoscut nici până astăzi. În acest context, potrivit unei anchete efectuate de mai mulți experți profileri FBI, există 25 de probe care demonstrează că îndrăgita artistă nu s-a sinucis. Aceștia au analizat mesajele artistei, dar și felul în care arăta locuința atunci când s-a produs nenorocirea. De asemenea, pe gâtul artistei ar fi găsit zgârieturi care în mod cert nu au fost provocate de o travă. A fost găsită o singură amprentă a artistei, doar cea a degetului mare. Este imposibil ca mădălina să fi ținut recipientul cu un singur deget. La fel, în stomacul ei s-au găsit 325 de mililitri de o travă, dar nu s-a luat în calcul o travă ajunsă în alte părți ale organismului. Ceea ce este cel mai șocant este faptul că profilerul spune că Mădălina Manole putea fi salvată dacă era intubată corect, iar o travas s-ar fi eliminat rapid din corp.